Un nou convoi francez cu autospeciale de intervenție și materiale medicale a ajuns luni seară în hub-ul umanitar de la Suceava. Convoiul cuprinde 100 de pompieri francezi și a transportat 12 mașini de pompieri și 12 autospeciale de intervenție și 4 camioane cu 50 de tone de echipamente, în special echipamente de înaltă tehnologie de căutare și salvare și materiale de stingere a incendiilor. C'est le deuxième convoi de ce type organisé par la sécurité civile française. Este al doilea convoi pentru Ucraina din Franța. Et nous sommes très heureux de contribuer à aider les populations ucrainiennes en ces moments difficiles. Și suntem foarte bucuroși să ajutăm România și Ucraina pentru perioada dificilă. Nous sommes très admiratifs du courage des sapeurs-pompiers ucrainiens dans cette situation. Suntem mândri pentru ce fac pompieri ucrainieni în această situație. Et nous espérons que ce don de véhicules et d'équipements pourra les aider dans leur quotidien. Și sperăm că aceste vehicule o să poată să le ajute pentru în perioada războiului. O parte din aceste echipamente au fost achiziționate grație autorităților locale franceze și companiilor care au contribuit la strângerile de fonduri gestionate de Centrul de Criză și Sprijin. Operațiunea este coordonată de Direcția Generală pentru Securitate Civilă și Managementul Crizelor a Ministerului de Interne și Centrul de Criză și Sprijin al Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe, în colaborare cu Ambasada Franței din Ucraina și se desfășoară în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, reprezentând o nouă mărturie a solidarității Franței, a autorităților locale și a companiilor franceze față de poporul ucrainean. Un prim convoi francez de ajutoare, format din 11 mașini pentru stingerea incendiilor, 6 autospeciale de intervenție și 23 de camioane cu 49 de tone de echipamente medicale și de salvare, reprezentând prima contribuție a Franței la hub-ul umanitar de la Suceava, a ajuns în România pe 26 martie.